Dacă doriți să aflați care sunt atribuțiile viceprimarului și cum le va duce acesta la îndeplinire, aflați din următorul interviu. Pentru că săptămâna trecută, în conferința de presă, primarul municipiului Rădăuți i-a recomandat viceprimarului să uite să-și facă somnul de prânz, am venit la orele prânzului să vedem dacă viceprimarul se află în birou. Bună ziua, domnule vice! Bună ziua, domnul Cârdeiu! Am venit să văd dacă vă faceți somnul de prânz. Este o mizerie. Am 28 de ani de muncă și cine mă cunoaște mă știe cât de mult dorm. Ziua mai ales. Mai nou, am înțeles că ați primit o dispoziție privitoare la atribuțiile viceprimarului. Precum spune legea 215, primarul delegă atribuțiuni viceprimarului. Nu se referă imperativ la anumite atribuțiuni, câte atribuțiuni, deci domnul primar are la latitudinea domniei sale să-mi delege toate atribuțiunile sau niciuna. Înainte de această delegare am avut discuții, mi-a dat atribuțiunile domnului Sarcinski, vechile atribuțiuni, să-mi aleg ce mi-ar conveni. Eu normal că nu mi-am ales puține ca număr, destul de multe, dar în special cele vizând urbanismul, amenajarea teritoriului și investițiile. Apropiate meseriei dumneavoastră. 20 de ani numai aici am activat și am crezut că pot fi folositor. Dar n-a fost să fie. Domnul primar exact pe acelea mi le-a scos. Și mi-a dat altele, deloc neînsemnate. Trebuiesc și acestea îndeplinite. Vreți să vi le citesc? Da. În drum își supraveghează activitatea poliției comunitare conform legii poliției comunitare. Controlează igiena și salubritatea localurilor publice și produselor alimentare puse în vânzare pentru populații cu sprijinul serviciilor de specialitate. Exercită controlul activităților în târguri, piețe, oboare, locuri și parcuri de distracție și ia măsuri pentru buna funcționare a acestora. Până acum, astăzi, asta am făcut. Am verificat piața agroalimentară și oborul, fiind vineri, zi de târg, care nu mai este oborul pe care îl știm noi, de animale și cereale. Este de haine vechi, șuruburi, mobilă și foarte puține de celelalte. Ia măsuri pentru controlul depozitării deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel pentru asigurarea igienizării malurilor, cursurilor de apă din raza orașului și decolmatarea podețelor. Verifică modul cum se realizează și se păstrează salubritatea municipiului, cum se mențin parcurile și zonele verzi și intervine operativ atunci când constată deficiențe. Foarte importante toate de altfel. Ia măsuri pentru prevenirea, combaterea pericolelor provocate de animale, de asemenea urmărește prin organele de specialitate aplicarea măsurilor pentru combaterea dăunătorilor la culturile agricole, de înlăturarea urmărilor calamităților naturale și de organizarea activităților de îmbunătățiri funciare. Corect. Aici, domnul primar, față de... Astea erau și între atribuțiunile domnului Sarcinski. Am inventat una, i s-a părut lui dumnealui potrivită pentru mine. Dar cred că avea dreptul să facă acest lucru. Absolut. Nu-i contez dreptul, legalitatea acestei dispoziții, ci moralitatea ei, scopul pentru care a prevăzut această atribuțiune. Este evident scopul. Mai ales că este o activitate concesionată serviciilor comunale. Urmărește, îndrumă, supraveghează activitatea privind administrarea și protejarea câinilor comunitari. Deci aici pun sub semnul întrebării moralitatea acestei dispoziții. Să asigure audiențe că nu este primarul prezent. Este corect. Așa avea și domnul Sarcinski. Dar din afirmația domnului primar, în cadrul primei conferințe de presă, domnia sa a spus că veți avea acces la aceste audiențe doar atunci când primarul se află în concediu de odihnă, pe care nu intenționează să-l ia niciodată. Se va vedea. Obosește omul. Mai obosește de atâta muncă. Și ultima dispoziție care este ilegală, în calitate de angajat al primăriei, să prezinte informațiile de interes public pentru presă, radio și televiziune prin purtătorul de cuvânt al instituției și nu personal. Cine este purtătorul de cuvânt al instituției? Deocamdată nu este sau nu am eu știință că s-ar fi angajat vreo unul. Dar eu nu sunt angajat al primăriei. Vă pot arăta și legile care este statutul meu, am extrase din legi pe birou. Îndeplinesc un mandat, funcție de demnitate publică și
nu sunt angajat al primăriei, nu am semnat niciun contract de muncă, n-am făcut nicio cerere de angajare la primărie. Și ultima, viceprimarul va prezenta anual și ori de câte ori este necesar informări privind modul de executare al atribuțiilor prevăzute la articolul 1 din prezenta dispoziție. Normal, în fața Consiliului Local, scrie și în lege. Deci, astea sunt atribuțiile pe care le veți îndeplini, nu? Am contestat, precum am scris în contestație, nu faptul că sunt ilegale, în afară de ultimul punct din articolul 1, care este ilegal, sunt, după părerea mea, date în derâdere, având în vedere că eu aș putea face mai multe la primăria Rădăuți, prin experiența pe care o am. Dacă înțeleg, nu există un spirit de echipă între dumneavoastră și primar. Eu am venit cu toată disponibilitatea de a colabora cu domnul primar. Din prima zi am spus, mă pun la dispoziția primăriei să fiu de folos. Nu cred că voi sta prea mult să iau banii contribuabililor pentru asemenea acțiuni. Ați putea să faceți mai mult? Eu zic că da, și mai ales în sectoare, nu că am lucrat eu în domeniul investițiilor, dar este sectorul cel mai bogat reprezentat în cadrul activității primăriei. Autorizări de construire, drumuri de reparat, multe, cele mai multe. Cum comentați faptul că vi se interzice o relație cu presa? Libertatea cuvântului, dreptul la liberă exprimare, libertatea opiniei, lucruri prevăzute chiar de însăși Constituția României. Cred că domnul primar, din neatenție, a prevăzut această dispoziție, nu poate să-mi pună pumnul în gură. Asta reiese din prinderea acestei dispoziții. Probabil își va da seama și o va retrage. Nu mă îndoiesc că nu o să vadă ce prevede legea, că va persista în această greșeală. Ce așteptați de la instituția prefectului privitor la contestația acestor dispoziții? Nu pot spune ce să aștept. O să văd. Aștept răspuns. A trecut o lună de la instalarea noului aparat administrativ rădăuțean. Primarul, viceprimarul, consilierii și echipa funcționarilor publici trebuie să găsească soluții pentru bunul mers al orașului. Ce așteaptă cetățeanul îmbibat de promisiuni electorale de la edilii orașului, să aflăm dintr-un vox pop realizat în această săptămână. Ce așteptați de la conducerea nouă a primăriei Rădăuți, respectiv primar, viceprimar? Mai rău. Ce să așteptăm? Vremurile grele, ăștia am înțeles că n-au bani, au lăsat fără bani, nu știu ce fac. Dar parcă... Păi așteptăm să fie cât mai frumos orașul, să avem cât mai bune pensii, să se intereseze de soarta la cei năcăjiți, zic eu. O gospodărire mai bună a fondurilor existente pentru a arăta, să spunem, orașul mai frumos cum era înainte. Din partea primăriei să meargă treburile pe viitor cât mai bine, nu cum a fost până acum, și succes în continuare. Patinoar de hockey pe gheață. În Rădăuțul, toată naționala României a fost din Rădăuț. Și azi, acolo au făcut vile unde era stadionul. Să aibă grijă că federația vrea să dea jumate de bani. În primul rând, înțelegeri între ei. Că am înțeles că nu prea se înțelege cu vicile. Păi așteptăm să fie mai bine. Orașul să fie curățenie. Aștept să se apuce de treabă pentru oamenii din municipiu și cred că o să facă treabă bună. Să se țină de promisiuni. Ce a promis cu centura, cu străzile, cu apă, cu canalul și în primul rând să asfalteze strada Dimitrie Ion, ce-i promis de vechea primărie cam de vreo 4 ani de zile, din celălalt mandat a domnului primar Frunze.
să respecte promisiunile, să fie o ordine în oraș, lucrările care se fac să aibă cap coadă, nu să se sape și imediat să revină cu aceeași lucrare, adică să urmărească un plan de urbanism general, nu arate rădăuțul ăsta, au avut alt viitor, asta au fost mandate, așa, știți, cosmetizate, așa se cheamă, da? Deci să dăm o altă față orașului și ordine în oraș. S-au făcut case noi și nu s-au făcut niciun îmbunătățire. Nu i-au ajutat absolut cu nimic. Aș prefera să fie... Așa. În cazuri este, stau oamenii și ei în apă. La Habitat, acolo unde au făcut casele cele. Ce putem aștepta decât ceva bine, să facă mai bine decât cealaltă, dacă se poate. Dar nu prea să vede să facă ceva mai bun. Nu știu. Eu sunt optimist așa, dar totuși nu știu, nu cred să facă ceva mai bun. În piață să fac un pic de ordine. Pe urmă seara, eu de exemplu stau aici pe Călăraș. Este acolo un restaurant. Vin și zbur în părculețul ăla, fântână. Și n-au de nimeni. Deci cine este? Jandarmeria sau cine se ocupă cu treaba asta? Poliția comunitară. Sunt sperând după promisiune că o să facă treabă bună, da. Să fie mai curat, de exemplu la gară, la spitalul vechi, e foarte mari mizerii. Chiar zilele trecute am trecut. Într-adevăr, ieri chiar am fost în cimitir, o parte din cimitir iarba e tăiată, am niște emoții, dar nu. Așa, ce să zic, pentru copii, parcuri de joacă, pentru pensionari, să se facă ceva, deci pentru toată lumea, pentru toate vârstele. Să fie mai puțin gunoi, să fie mai curat orașul și nu știu. Să fie totuși orașul ăsta mult mai disciplinat și mai curat. Cum adică disciplinat? Disciplinat adică să facă ordine cu toți cei care stau pe scările alea din centru la domnul Galan, adică romii, ca să nu facem discriminări totuși. Atât, măcar din punctul ăsta de vedere. Și să facă un pic de curățenie. Ce este pe marginea linii pe aici, nu te poți duce în gară, sunt pe acolo niște chioșcuri care au fost, în gară nu mai găsești o bancă ca să stai. Vin bătrâni și așteaptă trenul. Tot au distrus tineretul ăsta. Tineretul ăsta, nu știu, de ce rupă o bancă și o aruncă și o dau pe jos? Când poate să vină un bătrân bolnav sau cine știe cum și te odihnești, te recreezi un pic. Nic nu aștept. Nic, nu? Nu. Oricum nu fac nimic, așa că nu mă mai agit. Un oraș mai curat și mai frumos. Până acum nu s-a văzut nimic, nu știu. Dar bine, nici nu a avut timp deocamdată să-și arate adevărata valoare. Acum vedem, lăsăm cel puțin 6 luni, un an de zile, nu știu, că după aia... Să facă un azil pentru bătrâni, pentru că acolo eu merg din când în când, mai mă duc așa să duc ceva. Acolo sunt camere mari și nu este un pic de intimitate. Și noi dacă plecăm, și eu trebuie să ajung, că n-am pe nimeni, și într-o zi, și nu vreau să stau cu 5 babe încă ca mine, vreau să stau cu una. Să mă suporte pe mine și eu pe ea. Ba cât are mișul de pe dânsul, că nu-i bun, că nu plătește la oameni. Distruge Bucovina. Să meargă prin blocuri, că sunt unii care își cam bat joc. De exemplu, la mine acasă e o doamnă, pe lângă că e la pensie de boală, așa, bolnavă nu-i. Nu-i bine de criticat, că fiecare se ocupă și câștigă banii cum poate. Dar să nu-și bată joc de la dedesubt. Ne-au inundat, de câte ori ne-au spus ce faceți să vă aduceți instalator dumneavoastră. Mama mea are 85 de ani. Astea sunt atribuții de primar, viceprimar? Nu de primar, dar dacă mergem în audiență, un pic mai sever cu ăștia care... Deci, eu... Ce să vă spun? Și în oraș o leacă cu curățenia, mai... Semințe să nu s-arunce. Sau uite, ăștia care mătură. Uitați, gunoaiele de 2 zile stă acolo. Să termine ce au început înainte de campanie, da. Că au început trotuarul pe Ștefan cel Mare și l-au cam... Cum s-a ajuns, atât a rămas. Nu l-a mai terminat, deocamdată. Sper să rezolve cu ANL-ul față de domnul care a fost primar. Asta e cea mai mare așteptare. Să-și respecte măcar promisiunile. În rest nu mă interesează, prea mult mă implic în politică. Și măcar spațiile pentru copii să fie cât de cât toate, nu doar ăsta că este în centru. Să aibă grijă de, populație, să aibă grijă de toate, de tot ce se petrece în orașul ăsta. Să schimbe ceva în orașul ăsta, să ieșim din inaniția asta care se întâmplă până acum, a fost tot stopat, nu s-a făcut nimic. În orașul ăsta
până acum 18 ani după Revoluție nu se cunoaște nimic. Așteptăm ca să facă acum acea nou primar, să pună piciorul în prag, să construiască în oraș pentru tineret, să facă blocuri, bază de agrament pentru copii și alta cum nu există. Și să curțe, să facă curat în primărie. Sper să rezolve tot ce a promis, sper să facă, să aducă foarte multe îmbunătățiri, sper să asfalteze toate străzile din oraș, sper să tragă canalizare pe toate străzile în care s-au dat permise de făcut locuințe, case și sunt numai pietruite, mai rău decât străzile de la țară, sunt mai rele străzile din oraș, sper să le asfalteze, sper să tragă canalizare, sper ca orașul, centrul orașului să-l facă la nivelul fostului oraș Rădăuți. Nu poate el încă aduce nimic nou deocamdată, pentru că e la început. După aia vom vedea ce să spunem noi. Nu? Mă gândesc că așa e normal. La început, până se acomodează și el cu sistemul din primării, după aia. Nu știu. Mai multe, nu prea știu să zic. Dar e ok, primarul ăsta e ok. Așteptăm mai bine să fie, să modernizeze drumurile, să fie curățenii. Să fie mai bine, să fie orașul mai curat, mai ordine. În rest, vom vedea în viitor. Are el în perspectivă, cred că puse, nu? Și-a luat angajament. Să fie orașul curat, frumos. Să fie orașul curat, frumos. Mai. Așa că mai sunt și în alte părți. Să ții de promisiune, altceva nimic. Ce-o promis, așa e să facă. Nimic altceva. Parcările, în primul rând, că dacă filmați așa mergând încolo, vedeți că toate mașinile pe stradă, copiii trebuie să meargă pe stradă, trotuar n-ai de loc. Și altceva, cu căldura, mai puțin de plătit la căldură, la stat. Apa să nu se oprească? Apa să nu se oprească, da, chiar acum era afișat la noi, la scară, că se taie apa caldă și apa rece din cauza că nu s-au plătit datoriile. Deci nu este corect ca eu, care sunt la zi, să-mi stai mie apa și caldă și rece când nu a plătit altul. Deci asta chiar o să merg, dacă o să se întâmple așa, o să merg la audiență la domnul Olarean. Stop cadrul Rădăuțean a ajuns la rubrica Invitat în studio. Se află astăzi în studioul televiziunii noastre domnul inginer Iulian Băncescu. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnule Băncescu, ascensiunea dumneavoastră politică a făcut să fiți actualmente noul președinte a Partidului Social Democrat. Președinte interimar al Partidului Social Democrat. Dumneavoastră spuneți interimar. Eu, gândindu-mă la primele alegeri a lui Ion Iliescu, spun că nimic nu este mai definitiv decât provizoratul. Pentru că inițial, când l-am cunoscut pe Ion Iliescu, noi românii, prima dată, l-am cunoscut tot așa, ca președinte interimar. Se înțeleg că mă așteaptă două mandate jumate la conducerea PSD Rădăuți? Cred că depinde numai și numai de dumneavoastră. Da, probabil. În urma unei situații care a rezultat în urma alegerilor, de la Rădăuți, conducerea organizației județene a decis suspendarea conducerii actuale, respectiv a domnului președinte, fost președinte Sarcinski Ilie, și am fost nominalizat eu să preiau, să conduc această organizație până la organizarea unor noi alegeri. La care alegeri v-ați referit? Alegerile locale la sau alegerile ale partidului? Nu, la alegeri locale, evident. Aha. Unde noi, ca și partid, n-am obținut un rezultat pe care l-am fi dorit. Ce înseamnă un rezultat care l-am fi dorit? Păi, în primul rând, noi am avut, dacă, cum bine știți, în mandatul trecut am avut 10 posturi de consilier local, iar acum avem doar 7. Am pierdut 3 posturi de consilier local, care sunt foarte prețioase. Dumneavoastră aveți experiența de consilier județean. Și în această legislatură, PSD-ul are consilieri județeni. Cine sunt acestea? PSD-ul, din nefericire, care... consilieri județeni ai Rădăuțului din partea PSD nu există. Dar cine sunt acum consilierii PSD la nivel de județ care ar sprijini rădăuțenii? Care ar sprijini rădăuțenii, din păcate, repet, cel mai apropiat consilier este un profesor de la Siret, nu-i rețin numele exact pentru că este un nou domn intrat destul de proaspăt în politică,
L-am avut pe domnul inginer Bota pe un loc eligibil, dar dumnealui a ales varianta să rămână în Consiliul Local Rădăuți. Vă dați seama că în condițiile în care am pierdut președinția Consiliului Județean, munca din Consiliul Județean, ca și Consiliul Județean, nu va mai fi atât de ușoară cum a fost, sau ușoară, atât de benefică pentru Rădăuți cum a fost munca pe care am desfășurat-o, zic eu, mandatul trecut. În general, după alegerile locale, am observat că s-a terminat cu lupta politică, cei aleși de către popor și-au luat statutul de consilier în primire și, indiferent din ce partid au venit, la puțin timp după alegeri, chiar și toate celelalte mandate pe care le-am filmat, aș spune eu, din Consiliul Local, oamenii au spus, hai să facem ceva împreună pentru rădăuțeni, uitând din ce partide au venit și încheiind cu acea râcă, acea luptă între partide. Se pare că la Rădăuți această luptă încă nu s-a oprit. Nu, din nefericire aveți perfectă dreptate și să știți, constatarea dumneavoastră este și nu este corectă, pentru că vreau să vă spun că, din păcate, viața politică, cel puțin în județul nostru, pentru că haideți să discutăm locația în care suntem, da? Pe măsură ce a trecut timpul, lupta politică s-a acutizat, lupta politică a devenit foarte personală. Dacă ați observat, în campanie electorală prea puțin s-au discutat proiecte, prea puțin s-au discutat ce vrea să facă fiecare. Mai mult au fost atacuri la persoană, mai degrabă au fost promisiuni de foarte multe ori cu un caracter pronunțat populist, numai pentru a obține voturi. Demagogice, sigur. Lucru care, din punctul meu de vedere, este o involuție și nu o evoluție. Democrația, cred, este părerea mea personală în acest moment, cel puțin în județul Suceava, are foarte mult de suferit. Spunea cineva că adevărata campanie electorală începe a doua zi după ce s-au terminat alegerile. Se pare că la noi această campanie nu se va termina niciodată. Se pare că trăim zile în care disconfortul luptelor politice creează, de ce nu, mari probleme pentru locuitorii de rând. Oamenii care ar trebui să beneficieze de un aport prin muncă a celor care conduc orașul. Am în față o hârtie care se numește Contestație, semnată de inginerul Dorin Vataman și care a fost adresată domnului prefect, prin care viceprimarul orașului Rădăuți își contestă atribuțiile primite de la primarul orașului. Dumneavoastră aveți în față o convocare pentru prima ședință de Consiliul Local, o ședință extraordinară. Personal, ca jurnalist, consider că actuala conducere a primăriei și viceprimarul și primarul trebuiau de mult să-și dea mâna și să uite de conflicte și să coopereze pentru bunul mers al urbei. Consider că primarul trebuia să aleagă consilierii care și-a ales și să convoace o ședință de Consiliu Local extraordinară chiar înainte de a începe zilele Rădăuțului. Pentru că o asemenea manifestare nu poate fi organizată de 2-3 persoane, o comisie sau chiar și de primar individual. Consilierii au rolul de a sprijini primarul în muncă, dar ei trebuie chemați și puși la treabă. De ce nu a fost făcută această convocare, credeți? Nu știu, mi-e greu să înțeleg atitudinea actuală a executivului din Rădăuți și să vă spun de ce, pentru că conducerea altor orașe, mai ales când a fost vorba de evenimente de tipul zilele orașului respectiv, vreau să vă spun că au făcut deja cel puțin 3 ședințe. Sunt cazuri foarte clare. De ce credeți că primarul Rădăuțului nu a convocat o ședință extraordinară pentru zilele Rădăuțului? Haideți să spunem, cred că încă are probleme de adaptare. Probabil că este pus pentru o dată în situația de a lucra într-un sistem care nu este un sistem privat, încă care îți permite să iei decizii unilateral câteodată. Aici deciziile la o primărie și mai ales de către un primar va trebui să învețe domnul primar, că va trebui să ne consulte și pe noi. Deci deciziile între primărie se iau într-un colectiv. Considerați că actualul Consiliu Local este întinerit față de celălalt?
Da, este întinerit și mă bucur acest lucru. Dacă o să-mi permiteți, aș vrea să revin la chestiuni care le-ați ridicat anterior. Relativ la relația primar-viceprimar, într-adevăr, eu știam că viceprimarul va contesta, își va contesta atribuțiile care au fost date, care, repet, aceste atribuții, aceste atribuții au fost date în urma implorări din partea viceprimarului, pentru că dumnealui mi-a spus personal că el nu consideră normal să primească bani de la primărie fără să aibă niște atribuții, fără să facă ceva, pur și simplu. Dar eu vreau să citesc de aici, din această contestație. Doar atât, contest dispoziția primarului numărul 815 din 15 iulie 2008 ca fiind dată în bătaie de joc. Am citat. Da, dacă e adevărat ce mi-a spus dumnealui, adică și probabil că n-am ce să-l suspectez că nu ar fi adevărat, i s-au dat orice alte atribuții în afară de cele pentru care era pregătit. Punând acestea în balanță cu declarația din conferința de presă de săptămâna trecută a primarului Aurel Olărean, care a spus foarte ferm, îmi va prelua atribuțiile numai atunci când sunt în concediu de odihnă, dar nu îmi voi lua concediu de odihnă niciodată. Da, nu știu, știți cum e? Eu regret foarte tare că domnul primar are atitudinea asta dușmănoasă și să știți, oare și față de noi, și păcat, pentru că noi ne-am luat lecția în sensul în care Rădăuțiu ne-a transmis cel puțin nou PSD-ului un mesaj foarte clar. Ar fi cazul ca voi să stați puțin deoparte, să mai lăsați și pe alții să conducă. Noi am înțeles mesajul. În schimb, cine nu va încerca să folosească experiența oamenilor pe care avem noi și care au lucrat în administrație, va greși foarte mult. E păcat. Pentru că interesul nostru este comun. În ceea ce privește, ați mai adus în discuție în zilele Rădăuțului, eu vreau să vă spun că noi consilierii, cel puțin consilierii PSD, nu am fost nici măcar invitați la zilele Rădăuțului. Noi nici nu am avut un program oficial, nici nu am știut ce se va întâmpla la Rădăuț. Lucru care este pe undeva, dacă doriți, nu este fair play. Programul oficial a zilelor Rădăuțului nu a fost trimis nici reprezentanților presei. Afișul de la zilele Rădăuțului, dacă vreți, și programul și afișul au o culoare portocalie și scrisul este albastru. Eu nu cred că... Ne întoarcem la ceea ce spuneam la începutul interviului nostru. Nu cred că o festivitate de genul zilele municipiului Rădăuți, arcanul, ochiul de pon târgolarilor, astea nu sunt activități care trebuie politizate. Nu trebuie să capete neapărat culoare portocalie și scris cu albastru, pentru că n-am nimic personal cu acest partid PDL. N-am absolut nimic cu niciun partid. Dar cred că pentru unii campania electorală nu s-a terminat. Spuneam că nici măcar reprezentanții presei nu au primit o invitație la zilele municipiului Rădăuți și un program pe care să-l urmărim și să-l putem avea la nevoie. Spuneam că domnul primar, cred eu, că are o relație nu tocmai bună cu presa. Relația cu presa în ziua de astăzi este o relație ca și cum ai încerca să ai o relație cu o oglindă. Nu se poate să scoți limba în oglindă și să aștepți după aceea ca cineva să te mângâie. Spun asta pentru că acum mă întorc de la primărie, unde am luat un interviu domnului viceprimar și la ieșirea din cabinetul domnului viceprimar am fost invitat frumos de către domnul primar Aurel Olărean să intru până în biroul domniei sale. De ce credeți că m-a invitat în birou? Păi probabil ca să dezvolt o relație normală cu dumneavoastră, în sensul în care să eventual să vă anunțe că va fi următoarea conferință de presă. Nu. M-a invitat în birou pentru a da telefon gardianului să mă scoată afară din primărie. Așa înțelege domnia sa libertatea de opinie, libertatea cuvântului, dreptul la liberă exprimare, libertatea presei. Astea sunt niște drepturi garantate prin Constituția României. Și atunci când Băsescu a venit la conducere, a spus: voi dori să am o adevărată relație cu presa și să îi asigur pe cei din mass media că presa este liberă. A fost la un moment dat citatul președintelui, a fost chiar un motou pe ziarul Jupân. Nu știu dacă mai este și acum. Înseamnă că mai există libertatea presii dacă nici Jupânul... Da.
E șocant ceea ce îmi spuneți, nu mă așteptam la așa ceva, adică e de notorietate faptul că actualul primar are, mă rog, deține sau are relații cu o anumită parte a mass mediei din Rădăuț, respectiv un post de radio și un post de televiziune, dar asta nu înseamnă că celelalte posturi nu mai au voie să existe. De la mână, jurnalismul, cum să vă zic, un om politic nu are... Ca un om politic să supere pe un jurnalist, înseamnă că... E ca și cum te-ai supărat pe Moș Crăciun, pe exact, Alba ca Zăpada și cei șapte pitici. Nu ai voie, nu ai dreptul ăsta. Vine. Păcate, asta este. Spunea cineva că nu ai cum să te lupți cu cineva care consumă cerneală cu galonul și hârtie cu vagonul, știți? Da. Nu știu, eu înclin să cred că presa este liberă și că rolul presei este în continuare de a spune ce au făcut ei și nu ce vor ei. Cum ar arăta o presă în care s-ar zugrăvi doar faptele mărețe, realizările importante, o presă care să nu critique niciodată. Cred că ar trebui să ne întoarcem pentru asta înainte de 89 sau să ne uităm la o presă de partid, o presă tutelată de anumite persoane care doresc doar mângâiate și nici de cum vreodată criticate. Puțin despre ședința extraordinară, am văzut că aveți invitații. Da, ședința extraordinară a fost convocată de un număr de 7 consilieri. Care sunt aceștia? Păi sunt un număr de 7 consilieri care reprezintă mai multe partide politice. E vorba de domnul Bota, de domnul Sacinski, eu, domnul Tiberiu Maierian, doamna dr. Popescu Angelica, doamna Ludin Lăcrimioara, domnul Galan Constantin și domnul Vataman Dorin. Sunt cei care au convocat ședința. Culoare politică PSD și... În cazul, ca și convocarea ședinței, PNCD, PNL, PSD, dar ca proiecte de hotărâre, să știți că e și mai eterogenă combinația, pentru că există doamna Login, care e de la noi, domnul Tiberiu Maierian, care este de la noi, domnul Galan Constantin, care este PNL, liberal, domnul Vataman Dorin, care este țărănist, și domnul Sticlet Simion, care este PDL. Dat fiind faptul că această ședință o convocăm la rugămintea celor de la servicii comunale, pentru că este o chestiune foarte importantă pentru orașul nostru. Noi avem situația servicii comunale este un pic mai delicată din punct de vedere al finanțării, pentru că servicii comunale trebuie să primească anumite sume de bani în acest moment de la primărie. Știți că a existat riscul să nu avem apă caldă în plină vară. Și de aceea domnul Tătar ne-a rugat să actualizăm anumite hotărâri de Consiliul Local date anterior pentru a putea... Vor trece aceste hotărâri? Eu cred că da, pentru că ar fi un gest de irresponsabilitate din partea unui consilier să nu voteze, să studieze materiale, cu atât să se dea seama că sunt chestiuni efectiv... Obligatorii de votat pentru bunul mesaj. Da, și nu sunt chestiuni care să privească politicul nici de cum, sunt chestiuni... De-aia am încercat să atragem pe toată lumea în această discuție, pentru ca să nu avem surprize și să nu transformăm asta într-o tribună de dezbatere populistă. Da. Deci vor fi doar două puncte pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de săptămâna viitoare. Bun, dacă tot vorbim de săptămâna viitoare, încerc să vă smulg o promisiune. Știu că se va afla în zonă europarlamentarul care a plecat din județul Suceava. Promiteți că va fi aici în studioul televiziunii noastre? Da, deci eu vreau să vă spun că am încercat, știți foarte bine, și săptămâna asta încerc în continuare. Am promisiunea fermă lui Cătălin Nechifor. El își dorește foarte mult să vină la Rădăuți, îi place foarte mult la Rădăuți. În funcție de programul dumnealui vom stabili o întâlnire la noastră în studio, pentru că din punctul meu de vedere Cătălin Nechifor este unul din produsele școlii politice de la Suceava noastră, cu care ne mândrim foarte tare. Ca tânăr politician, un om cu perspectivă, unul dintre cei pe care rădăuțenii și-au dorit, pentru că i-am auzit de multe ori pe rădăuțeni, dar să vină unul mai tânăr, da, să avem unul mai tânăr. Ei, în fine, PSD-ul la Rădăuți e condus de unul mai tânăr. Cum vedeți viitorul PSD-ului?
Păi vă dați seama cum pot să-l văd. Eu sper, în primul rând, ca mandatul acesta interimar pe care l-am deocamdată, pentru că nu am hotărât încă dacă voi candida mai departe, în funcție de feedback-ul pe care am să-l am din partea colegilor mei de partid. Dacă candidatura mea va fi binevenită, probabil că voi candida, voi mai avea discuții inclusiv cu domnul Sarcinski să vedem. Eventual. Se mai pune problema candidatului cu bani? În partid nu s-a pus niciodată problema. Există partide la care dacă nu ai bani nu poți să fii președinte de partid? Să știți, eu chiar cred în partidul ăsta ca partidul celor mai modești, să zicem. Pentru că... Asta nu e o declarație populistă. Nu e o declarație populistă, pentru că socialdemocrația, știți cum e, vreau să vă spun că noi suntem foarte moderni față de socialdemocrația austriești, de exemplu. Unde vreau să vă spun că abia o băutură scumpă gen whisky este considerat un gest aiurea, ei beau numai bere și eventual vodka, că așa de bine, deci vă dați seama, deci ei au ajuns la anumite exagerări. Noi suntem, zic, mai degrabă mai normal, pentru că ne-am trecut prin perioada comunistă și noi știm ce înseamnă, dacă doriți, populismul dus la extrem. Dar sper, dacă într-adevăr se vor concretiza anumite proiecte pe care le-am, în primul rând îmi doresc foarte mult să deschid porțile la PSD-ului Rădăuț. Porți care nu obligatoriu să fi fost închise, dar lumea nu s-a regăsit în anumite persoane care erau în interiorul la noi. Adică vreți să spuneți mai concret, vreau să deschid poarta tinerilor rădăuțeni? Da, da, în special la tineri avem o mare problemă în sensul ăsta și să știți, e surprinzător. Uitați-vă la Rădăuț, de exemplu, marea majoritate a profesorilor, de fapt asta e un fenomen care se întâmplă la nivel de țară, dar în special la Rădăuț, profesorii care în mod natural sunt oameni de stânga, pentru că, ca așa e toată lumea, la noi sunt mai degrabă, sunt liberali, foarte mulți dintre ei sunt democrați liberali. N-am reușit să-i atragem și consider că asta e un destul de mare insucces, dar bineînțeles asta este un insucces al nostru de ani de zile, nu este un insucces recent. Domnul Mâncescu, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi. Și nu pot decât să vă doresc succes în ierarhia dumneavoastră politică, care, datorită vârstei, aș putea să spun că este la început, dar aveți o experiență suficient de bogată. Mulțumesc foarte mult!